adunarea tuturor au, a Comunei Bârtănești, de astăzi, 10 decembrie 2021, pentru constatăm că din cei 13 consilieri locali, 11 sunt prezenți, domnul consilier Acționării Cătălina Aducere din Uiri, domnul Ani Sferic, probabil că o să apară. Dă-mi cu vina ședință, nu-i? Nu, la bună. Dă-mi cuvântul domnului primar, prezentat cu dispoziția de provocare la ședință. Doamnelor și domnilor consilieri, dați-mi voie să vă prezint dispoziția numărul 189 din 3-12-2021 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Bârtănești de Subacău, data de 10 decembrie 2021, având următorul proiect al ordinei de zi. Punctul numărul 1, proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de achiziție al taxei speciale de salubrizate actualizat pentru proiectul sistem integrat și de management al deșeurilor solide în județul Bacău și am 4 taxe speciale de salubrizare pentru anul 2022. Punctul numărul 2, proiect de hotărâre pentru aprobarea alocării sumei de 25.000 de lei din bugetul local al anului 2021 pentru organizarea festivităților legate de obiceiurile de an în Comuna Bârtănești. Punctul numărul 3, proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării anexei numărul 10 la regulamentul serviciului. La regulamentul de alimentare cu apă și de canalizare, la contractul de delegare a gestiunii servicii de alimentare cu apă și de canalizare. Punctul numărul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021. Punctul numărul 5, proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare pentru anul școlar 2022-2023. Punctul numărul 6, proiect de hotărâre pentru aprobarea achiziționării prin convenție cu titlu oneros de către Comuna Bârtănești, județul Bacău, a suprafeței de 700 de metri pătrați pentru construirea stației de distribuție gaze naturale situate în intravilanul și extravilanul satului Bârtănești, județul Bacău. Punctul numărul 7, proiect de hotărâre pentru aprobarea taxelor și impozitelor locale aplicabile la data de 1 ianuarie 2022. Articolul 2. Prevederile prezente dispoziții vor fi aduse la îndeplinire de către secretarul comunii și vor fi aduse la cunoștință publică prin afișare. Supunem la vot proiectul ordinii. Înainte să pun la vot, vreau să vă zic și eu ceva. Pentru că la final s-a scos punctul de diversie și în ultimele 2-3 luni cam am fost constrânși să nu mă putem să mai spunem ceea ce avem de spus. M-a spus legea. Păi, uite, să-mi spuneți, vă rog frumos, legea, numărul și articolul pe care să-l analizez. Și din ce am avut discuții cu ceilalți consilieri, toată lumea e de acord ca să repună punctul de diversie. Și la alte primării, am urmărit alte ședințe, nu a fost fost punctul de diversie. Deci doar la noi? Dacă nu repunem punctul de diversie, atunci să zicem fiecare ceea ce avem, înainte de a vota ordinea de zi. Dar trebuie văzut exact procedura practică trebuie aplicată altfel. Deci diverse, păi atunci haideți să facem cumva. Ok, să facem cumva procedura ca să le reintegrăm. Și să-mi spuneți legea ca să pot să o analizez, vă rog frumos, să vedem ce soluții găsim. Acum, astăzi, adică astăzi, la orice ședință se poate suplimenta ordinea de zi. Punctul diverse nu este prevăzut de lege ca a fi scos. Da, și ce? Din punctul meu de vedere, puteți să suplimentați ordinea de zi cu ultimul punct diverse. Nu e nicio problemă. Nu cred că încurcă pe nimeni, ba mai mult. La propunerea domnilor consilier Grigori Costel și Miron Costel, propun, spun la vot, suplimentarea ordinei de zi. Suplimentarea ordinei de zi cu punctul diverse. Cine este fel? Atunci, cine este împotrivă? S-a abținut cineva? Deci, din cei 12 consilieri prezentă, 10 au votat pentru și 2 l-au abținut. Deci ordinea de zi va fi suplimentată cu punctul diverse, la punctul 8. Va fi diverse. Mulțumim.
Nu mai fac, pentru că doamnele văd că nu sunt aici și n-are rost. Vreau să le ajut, dacă n-au venit. Ce zic? Pe la finanță, pe tine. Păi nu sunt aici, atent. Păi, sunteți în sală? Păi, spune, dacă vrei mai haideți, drumul, propun ca punctul 7 să fie primul punct al ordinii de zi, ca să putem să le dăm drumul la doamnele de la finanțe, care nu sunt în sală acum, să plece acasă. Dacă sunteți de acord. Au de susținut. Păi da, au început și departamentele de specialitate al primăriei au susținut la punctul 7 impozitele și taxele locale și pentru că și-au terminat programul propunem să începem cu punctul 7 și după aia ordinea 1, 2, 3 pentru a putea să plece acasă doamnele angajate să dormi. Asta. Cine este pentru? Ca să începem cu 7. Cine este împotrivă? Abține. Deci, unanimitate, 12 voturi pentru. S-a aprobat începerea cu punctul 7 de la ordine de zi. Nu știu, și-o abține. Nu, nu mai? S-a abținut, domnul. Nu-i băi. Da. Așa. Dăm cuvântul domnului primar pentru proiect de hotărâre privind aprobarea impozitului și taxelor locale pentru anul 2022. Referatul de aprobare. Să vă dau citire la referatul de aprobare, da? Cu aplicabilitate la data de 1 ianuarie 2022 prin hotărâri de Consiliul Local Bursănești, ținând seama de prevederile titlului numărul 9, articolul 453 și 495 din legea 227/2015 privind codul fiscal cu modificările ulterioare, colaborare cu prevederile articolul 20 și articolul 30 din legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare. Are articolul 6 din legea 52/2003 privind transparența decizițională în administrația publică, precum și alte legi numărul 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timp cu modificări și completările ulterioare. Propune aprobarea majorării impozitului și taxelor locale pentru anul 2022, actualizată conform legii numărul 296/2020, publicată în monitorul oficial numărul 1269 din 21 decembrie 2020, prin care articolul 491 a fost completat cu aliniatul 1,1 asupra autovehiculelor de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone. Pentru modificarea și completarea legii numărul 227/2015 privind codul fiscal conform tabelului anexat. Și așa. Și acum să dau citire la proiect de hotărâre privind aprobarea impozitului și taxelor locale pe anul 2022.
primarul Comunei Bârțănești propune articolul 1 pentru anul 2022, impozitele și taxele locale rămân la nivelul anului 2021 conform hotărârii Consiliului Local numărul 63 din 29.12.2020 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 cu excepția celor care se referă la autovehicule transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone. Articolul 2. Se stabilește plafonul creanțelor fiscale care pot fi anulate în sumă de 10 lei și se aplică totalul creanțelor fiscale datorate și neachitate de debitori aflate în sol la 31 decembrie al anului 2021. Articolul 2. 3. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2022. Articolul 4. Prezenta hotărâre se comunică primarului, prefectului județului Bacău, precum și compartimentului contabilitate financiară, venituri, executare silită și resurse umane. Articolul 5. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către autoritatea executivă a comunei prin compartimentul contabilitate financiară, venituri, executare silită și resurse umane și va fi publicată prin afișare în condițiile legii, prin grija secretarului general al comunei. Mulțumesc. După cum știți, impozitele nu se măresc. Se mărește numai la mașinile care au peste 12 tone. Camioane, tiruri, care au masa totală mai mare de 12 tone. Înscrierii la cuvânt pe marginea proiectului hotărârii, la domnul Grigore. Eu am o întrebare. De ce numai la categoria asta de autovehicule se va majora? Adică există vreo obligativitate legislativă? Păi există. Da? Și să ne constrânși în mod direct? Trebuie să schimbă la categoria asta de vehicule. Da, eu am mai urmărit și alte ședințe și nu am văzut până în momentul de față să fie expus în alta. Nu, deci este specificat de strictă. Eu o să se facă treaba asta, dacă este ordonanță, deci nu o faci primăria Bârțănești. N-avem niciun interes să mai impozite la mașinile cu... Asta zic, erau mai ok să fie rămas așa, mai având în vedere că nu știu dacă avem extraordinar de multe autovehicule de genul ăsta, în afară de agricultorul grup care, în orice moment, dacă taxele sunt mai mici la Unești, poate să schimbe pe firma de acolo, dacă li se pare. Dar și la Unești tot la fel va fi. Eu n-am văzut până acum. La nivel de țară, dacă ați văzut că este legea numărul 296, publicată în monitorul oficial. Nu. Este verificat, nu. Se va face vă zic sigur că nu sunt. Dar este tot va fi așa. Cam eu am discutat și cu primarul de la Botoșani sau în alte zone, deci legei... Nu se referă de prima categorie de 12 între 12 și 18 tone. Conform legii, spun că vor fi indexate anual. Deci, conform, iau în mod amut ceea ce scrie aici, de sumele prevăzute în tabelă, se referă la acestea peste 12 tone, se indexează anual în funcție de rata de schimb a monedei euro în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a fiecărui an, și publicat în Jurnalul Uniunii Europene și de nivelurile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri. Deci, da. Despre asta este vorba. Pot să spun și ceva, două secunde. Chestia pe care terminată se referă strict începând de anul viitor. Dar anul acesta suntem obligați să mergem pe modificarea prevăzută de codul fiscal de legea 296, care prevede obligativitatea creșterii conform legii. Iar anul următor și în anii ceilalți, atunci când Consiliul Local va adopta o hotărâre de Consiliu prin care își va asuma răspunderea creșterii taxei astea, atunci va fi exclusiv răspunderea noastră ca și Consiliul Local. Acum, asumarea ține de ceea ce a spus legiuitorul. Nu este o chestie care ține de voința noastră ca și Consiliul Local. Noi, în momentul ăsta, nu am indexat cu nici măcar un bănuț în plus față de ceea ce a spus legiuitorul, care s-a referit strict doar la categoria aceasta de vehicule, între 12 și 18 tone. Și la nimic altceva. Deci nu ține de voința noastră aici. Ține de respectarea în condițiile, în spiritul legii, a ceea ce a spus legiuitorul în momentul ăsta.
Pentru că unii deconsilieri au făcut un tantan pentru că da, are cineva împotriva lor ceva și le mărește taxa pentru că este o acțiune benevolă a noastră. Nu există așa ceva. Este o chestie care ține de o prevedere legală, pe care noi, ca și autoritate locală, trebuie să o asumăm în condițiile legii. Aș vrea să vin și eu, doamna, pe marginea acestui... Doamna Pârvai. Noi aveam doar o întrebare, ținut cu că sunt și doamnele de la Taxe și Impozite. Să spun un pic mai pe înțeles omule, ca să nu mai fie că face așa, că spune așa. Adică să zic exact care este diferența, cât era înainte, da, să plătea anul trecut, de exemplu, pe aceeași mașină cât se, și cât se va plăti anul următor. Da, ca să nu da, se mai... exemplu, dacă se plătea înainte 555 de lei, acum se plătește 599. Deci este practic 40-45. Pentru acum, mașină. Ele sunt cu a două axe, cu trei axe, cu toate prețurile astea sunt pe site-urile Ministerului Finanțelor Publice. Deci nu sunt stabilite de noi, le găsim pe site-ul lor. Și atunci ai funcții de două axe, trei axe, la nivel mai în comună, nu sunt. Tot și ala agricultorul și asta sunt doar cu două axe. Toate mașinile care sunt prea doar, unii sunt două axe. În portalul legislativ nu sunt, era 517. 5 axe la agricultorul și nu mai. Am impresia că agricultorul are o mașină sau două care sunt trei axe, dar în vreți toate sunt două. Se referă la partea de turnă. Înțeles că sunt capatul, pe site-ul, era bun. Portalul legislativ văd 517 lei, de asta. Pe portalul legislativ văd 517 lei în tabelele dânșilor. A, văd, da, dar sunt... Cu două axe, da. Că sunt, da, cu două axe, dar sunt de la 12 tone la 13 tone. Care au fost 142, acum 153, care e 11 lei. Sunt cu masa de 13 tone, dar mai mică de 14 tone, care e 300, au fost 305, acum 325. Deci se ia în funcție de axe. Și de tone, deci cu două axe, dar la tone. Și avem un alt sistem. Și cu începere de la 1 ianuarie 2022? Da. Da, e bine, dacă scrie așa în actul normativ, trebuie pus în... Da, corect, mulțumesc, atât vreau să știu. Supun la vot proiectul de hotărâre pentru aprobarea taxelor și impozitelor locale aplicabile de la data de 1 ianuarie 2022. Cine este pentru? Împotrivă? Nu avem împotrivă. Abține? Trei abține și 9 voturi pentru și 3 abține. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de evoluție a taxei speciale de salubrizare a pasat pentru proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău și al cuantumului taxe speciale de salubrizare pentru anul 2022, inițiator domnul Botezatul Gelu, primarul comunei. Dăm cuvântul domnul primar. Vreau să dau citirea listatului de aprobare, doamnelor și domnilor consilieri, în urma adresei numărul 2913 din 1-1-2021, primită de la DIS Bacău, este necesară actualizarea pentru anul 2022 a taxei de salubritate, atât pentru persoanele fizice, cât și pentru persoanele juridice. Taxa de salubritate pentru anul în curs, conform prevederii hotărârii Consiliului Local numărul 62 din 29-12-2020, așa cum a fost modificată și completată prin hotărârea Consiliului Local numărul 6 din 31-01-2021, a fost de 7,74 de lei pe pentru persoană pentru utilizatorii casnici și 16,09 lei angajat pentru utilizatorii non-casnici. În conformitate cu conținutul tabelului reprezentant de actualizare a planului de evoluție a taxei aplicabilă după implementarea contribuției la economia circulară 0101-2019, taxa de salubrizare aplicabilă pentru anul 2020 are următoarele valori: 7,95 de lei persoană pe lună pentru utilizatorii casnici și 16,24 de lei pentru angajații
pentru angajat pe lună pentru utilizatorii non-casnici. Regulamentul de aplicare la nivelurile taxelor fixate pentru instituțiile publice pentru anul 2021 așa propun a fi păstrate și pentru anul 2022, față de cele prezentate, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre pentru aprobarea cuantumului taxe speciale de salubrizare pentru anul 2022. Și vă să dau citire la proiectul de hotărâre. Proiect de hotărâre. Primarul Comunei Bârsănești propune. Articolul 1. Se aprobă planul anual de evoluție a taxei speciale de salubrizare actualizat pentru proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău și a cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2022, după cum urmează. Utilizatorii casnici, taxa de salubrizare este de 7,95 de lei pe lună, urmând ca din bugetul local să fie acordat beneficiul subvenționării acestuia în cuantum de 1 leu și 80 de bani și utilizatorii non-casnici, taxa de salubrizare este de 16,24 lei angajat pe lună, indiferent de tipul de contract de muncă. Notă. Societățile comerciale, IEI, PFA, IIF, au sediu social în Comuna Bârsănești, dar sunt înregistrate în evidențele fiscale au AT-ului Bârsănești, un punct de lucru, taxa de salubrizare este de 16,24 de bani pe lună, indiferent de tipul de contract de muncă. Școala Gimnazială Bârsănești și Școala Gimnazială Brătești, 50 de lei pe lună. Punctul B, Școala Primară Caraclou, 30 de lei pe lună. Biserice de pe raza UAT Bârsănești, 20 de lei pe lună pentru fiecare lăcaș de culc. Dispensarul medical Bârsănești, 20 de lei. Dispensarul veterinar, 20 de lei. Farmaciile din sate Bârsănești, 20 de lei. Oficiul postar Bârsănești, 20 de lei. Articolul 2. Nu vor datora taxa de salubrizare utilizatorii casnici care sunt încadrați într-un grad de handicap grav, gradul 1, fapt dovedit de certificatul de încadrare în grad de handicap gradul 1, cu sau fără însoțitor. Nu vor datora taxa de salubrizare utilizatorii non-casnici care au sediu și punctul de lucru pe teritoriul UAT Bârsănești și care se află într-una din următoarele situații. Au sediu, punctul de lucru înființat, dar nu au activitate economică. Clădirea pe care o deține în proprietate este declarată rezidențială. Deține în proprietate, chirie, concesiune, comodat, doar terenul și nu desfășoară niciun fel de activitate pe raza UAT Bârsănești. Au sediu pe raza UAT Bârsănești, dar activitatea economică o desfășoară pe raza alte unități administrative teritoriale. Dețin instalații tehnice, relee, rețele de electricitate, instalații de gaz, metan, instalații de telecomunicații. Societățile care figurează cu debite restante, dar nu mai figurează cu bunuri imobile pe tipul clădirilor și nu mai au activitate economică pe raza UAT Bârsănești. Societățile care figurează cu bunuri imobile de tipul clădirilor, dar care în realitate nu mai există întrucât nu dețin documente și de desființare a imobilului și nu mai au niciun fel de activitate. Notă. În cazul rezolvării falimentului societății, stării de insolvență, închiderii punctului de lucru, încetării activității economice, taxa de salubritate nu se mai datorează începând cu data 1 a lunii următoare, cele care au avut loc modificarea stării societății, situație pentru care se vor depune documente justificative în acest sens. Articolul 3. Se aprobă regulamentul privind instituirea taxei de salubritate pentru toți utilizatorii non-casnici pentru modalitate de încasare a taxei conform anexei 1, parte integrantă în prezenta hotărâre. Articolul 4. Se aprobă modelul declarației pentru stabilirea taxei de salubritate conform anexei numărul 2, parte integrantă în prezenta hotărâre. Articolul 5. Pentru anul 2022, taxa de salubrizare pentru utilizatorii casnici și non-casnici se datorează și se achită lunar până la data de 30 sau 31, inclusiv ale lunii pentru luna anterioară. Termenul de depunere a declarației informative privind taxa de salubrizare pentru anul 2022 este de 31.03.2022. În cazul modificării, numărul de persoane plecate din localitate, decedate, născute, venite în localitate, declarație rectificativă, se depune în termen de 30 zile de la data modificării. În cazul nedepunerii declarației privind taxa de salubrizare de către utilizatorii casnici și non-casnici, obligație de plată se va stabili din oficiu pe baza informațiilor din dosarul fiscal, registrul agricol
5. Plata taxei de salubrizare se poate face și anticipat pentru tot anul în curs direct de la ghișeul primăriei sau prin binament în fondul trezoreriei. Așa, punctul numărul 6. Neplata taxei la termenul stabilit atrage după sine calculul și plata majorărilor, majorări de întârziere de 1% calculată pentru fiecare lună sau fracție de lună și aplicarea măsurilor de urmărire și executare silită prevăzute de legea numărul 207/2015 privind codul, procedura fiscală cu modificările și completările ulterioare. 7. Neplata taxei de la termenul stabilite poate duce la suspendarea, întreruperea furnizării, prestării serviciului de salubrizate de către operator în condițiile legii până la plata integrală a taxei speciale restante. Obligația de plată a taxei speciale nu începează pe perioada suspendării, întreruperii furnizării, prestării serviciului de salubrizare. Depunerea de declarații informative sau a declarației rectificative peste termen se sancționează cu o amendă contravențională cuprinsă între 70 de lei și 279 de lei. Nedepunerea declarației informative sau a declarației rectificative se sancționează cu o amendă contravențională cuprinsă între 279 și 696 de lei, iar necomunicarea numărului real de angajați de către utilizatorii non-casnici se sancționează cu o amendă contravențională cuprinsă între 696 de lei și 1578 de lei. Declarația de impunere constituie înștiințare de plată conform legii numărul 207/2015 privind codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare. Modelul tip de declarație de impunere este prevăzut în anexa numărul 2, care face parte integrată în prezenta hotărâre. Articolul 5. Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2022 și va fi adusă la îndeplinire de către autoritatea executivă a Comunei prin compartimentul aparatului de specialitate de la aceeași dată și încetează aplicabilitatea orice alte prevederi contrare prezente hotărâre. Articolul 6. Prezenta hotărâre va fi comunicată primarul Comunei Bârsănești, instituție prefectului județul Bacău, compartimentului de specialitate, contabilitate, buget, venituri, executare silită și resurse umane și va fi adusă la cunoștință publică prin afișare în condițiile lege, prin grijă secretarul general al Comunei Bârsănești. Mulțumim, domnul primar. Înscrieri la cuvânt pe marginea proiectului la punctul 1, care l-a domnul primar, domnul Ami Claudiu. De fapt, a mea este o completare pentru punctul anterior. Dacă îmi dați voi spune, completarea aia este repede. Dacă nu, la final, voi spuneți pe ce vreau. Mai sunt înscrie la domnul Miron. Domnul Miron, întrebare. Domnul Miron, cine? Doamna Roman, dacă te la urmă, dumneavoastră. Domnul Ami, da? Nu, la urmă. Doamna Roman. Eu am o intervenție pentru punctul dinainte. Doar o informare. O informare de două secunde. După cum știți, noi am aprobat în ședințele anterioare înființarea ghișeului cum rog, pentru că se referă la taxe și impozite pe chestia asta. Noi am făcut toate demersurile pentru a da drumul ghișeului cum rog și vreau să vă anunț că de la 1 ianuarie cetățenii comunei vor reuși să plătească taxele online pentru că toate documentele sunt în regulă. Așteptăm doar instalarea programului de soft pentru această încasare, iar de la începutul anului, taxe și impozitele pentru cetățenii care doresc vor putea fi plătite și în regim online prin programul ghișeu.ro. Vă mulțumesc. Și cu card, care nu au bani cash, se poate plăti și cu card. Mulțumim, domnul Vici. Doamna Gama. Aici, la taxa de salubrizare la școli, aș propune ca să fie eliminată școala de la Caracol și, și de la Brătești, să rămână numai școala Bârsănești pentru taxe. Cu 50 lei pe lună. Cu 50 lei pe lună, da. La urma urmei, acești bani tot de la bugetul nostru se duc la școală. Exact. Asta e un amendament. Este la... Da. Este acolo nota. Supunem la urmă, dar acordul inițiatorul, la domnul primar. Dacă domnul primar este de acord, să supunem la urmă. Deci, supunem, inițiatorul este de acord, să punem la urmă amendamentul propus de doamna Gămană. Cine este pentru? Este să se revine taxa de salubrizare pentru școală, da, vremea da, care așa.
Cine este împotrivă? Se abține ceva? Deci cu 12 voturi pentru. S-a adoptat amendamentul privind scutirea taxei de solidarizare la școlile Crăciești și Caraclău. Domnul Miron a răspuns. Da, eu vreau să pun în discuție cuantumul taxei. Mă refer la prețul care trebuie plătit per persoană. Este vorba de 7,95 lei, dacă am reținut eu bine. Da. Primăria subvenționează suma de 1,8 lei. Nu subvenționăm. În cazul în care nu putem achita suma, să încasăm banii de la oameni. Ați înțeles dumneavoastră? Păi, dar n-ați explicat așa în proiectul de hotărâre. Da, da. În caz, noi nu subvenționăm nimic deocamdată. În momentul că rămânem la sfârșitul anului. Păi, dar în proiectul de hotărâre ar fi spune, domn primar. Deci, dacă mai puteți reciti o dată, uitați de scris și eu acum. Eu am văzut care treabă, dar în cazul în care noi nu putem să achităm suma, de exemplu, avem de achitat... Păi, dacă sunt mai mulți cetățeni, cum procedăm? Păi nu sunt mai mulți, că niciodată noi rămânem în fiecare an cu o datorie de 1 miliard la... În momentul actual. Mai mulți care nu plătesc. Sunt mai mulți care nu plătesc. Asta e problema. Așa. Noi subvenționăm suma asta de 1 leu, facem socoteală la 3.000 de persoane, cât ar trebui să plătească. Noi subvenționăm ca să cât de cât și tot nu ne echităm nici cu asta. Pentru că pot să explic și eu două secunde dacă îmi dați voie. Cantitățile de gunoi pe care noi le colectăm sunt peste limitele calculate de operatorul economic și de ADIS, care a alocat fiecare cetățean o anumită cantitate de gunoi. Noi plătim la cantitatea de gunoi pe care o ducem la Ecosul. Și tocmai de aceea, atunci când mergem la cetățeni și le spunem nu mai depuneți în containere tot felul de gunoaie, asta înseamnă cenușă, restul, măturătură, frunze, care îngreunează containerul pe care dumneavoastră îl predați, iar noi suntem obligați să plătim diferența aceea de greutate pe care, practic, omul nu o plătește. El plătește într-un an 7,95 lei fiecare persoană, adună înmulțit cu luna și cele 12 luni ale anului, și vom obține o sumă care reprezintă un quantum de 80-90 de lei, sau cât reprezintă. 95. Iar noi, acum, noi ridicăm gunoi de la un cetățean într-un quantum mai mare decât suma asta, care nu avem de unde să-l plătim. Nivelul de subvenție pe care noi l-am adoptat, prin constituțiile de Consiliu, acoperă tocmai această diferență, dar uneori acoperă și alteori nu. Tocmai de aici apare problema aceea cu subvenția pe care noi am hotărât să o avem, pentru că nu se acoperă greutățile de cantitățile de gunoi pe care le colectăm cu cele pe care le plătește omul. Aici vreau să încercăm să colectăm selectiv în fiecare lună. Nu poate discuți o mașină de la progres, să ținem selectiv. Deci e un progres. Dăm saci, menajeri la fiecare. Chiar... Mi se pare că tot cramponăm la gunoi ăsta de o grămadă de timp. Eu n-am tot discutăm de gunoi și parcă lumea nu vrea să înțeleagă că Deci este foarte greu. Vedeți-mă, dăm saci la fiecare gospodărie care scoate sacul plin, dăm alt sac gol înapoi. Deci facem tot posibilitatea. Dacă vă gospodărizăm 4 persoane, poftim? Parți containerul în 4, nu? Da. Păi, dar ar trebui... E o cantitate mică de gunoi, dar totuși prețul e mare, care o plătim, nu? Deci... Adică ce tot nu vor, ce nu spune. Sunt oameni care nu înțeleg treaba. Sparge gresia în casă, mi-o pune acolo. Înțeles, dar nu spun. Dar nu se întâmplă în mod frecvent, domnule primar. Nu se întâmplă în mod frecvent. Mătur în curte, mătur la găini, mi-o pune acolo. Păi și ce sancțiuni? Să nu le dau nicio sancțiune, măcar partea asta. Noi verificăm ce reușit ca să-i duc, să-i faceți? Să liniezi. Aici e problema. Noi n-am mărit taxa, să știți. Cu 20 de bani, conform evoluției taxe. Nu am mărit o... 92 de bani am pus, n-ai ce bani. Da. Vreau am văzut explicat, da? Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea planului anual de evoluție a taxei speciale de salubrizare actualizat pentru proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău și cuantumul taxei speciale de salubrizare pentru anul 2022. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine s-a abținut? Deci, proiectul a trecut cu 12 voturi pentru. Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre pentru aprobarea alocării
sume de 25.000 de lei din buget local al anului 2021 pentru organizarea festivităților legate de obiceiurile de iarnă în Comuna Bâsănești, județul Bacău, inițiator domnul Botezatu Gheru, primarul comunei. Dăm cuvântul domnului primar. Eu stau cititire la referatul de aprobare. Doamnelor și domnilor consilieri, cu ocazia festivităților organizate cu prilejul obiceiurilor de iarnă în Comuna Bâsănești, județul Bacău, care au loc în fiecare an în dimineața zilei de 31 decembrie, am planificat. Este necesar să încheiem un contract de prestări servicii cu o societate care să ne asigură asistență tehnică, stație de radioamplificare, sonorizare, precum și filmarea și transmiterea acestei manifestări. Suma totală necesară este 25.000 de lei. Propun alocarea acestei sume de la capitolul 510103-200130, autorități publice și acțiuni externe. Titlul 2, cheltuieli materiale, alineatul 510103-200130, alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare. Față de cele prezentate mai sus, vă rog să aprobați proiectul în forma de hotărâre, proiect de hotărâre în forma prezentată. Înscrie la... Da, aveți să... Primarul Comunei Bâsănești propune, articolul 1, se aprobă alocarea sumei de 25.000 de lei din bugetul local de venituri și cheltuieli al Comunei Bâsănești pentru anul 2021 pentru organizarea festivităților legate de obiceiurile de iarnă în Comuna Bâsănești, județul Bacău. Suma prevăzută la articolul 1 se va aloca de la capitolul 510202-200130, autorități publice și acțiuni externe, titlul 2, cheltuieli materiale, alineatul 510202-200130, alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare. Articolul 2, prevederile prezente hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către primarul Comunei Bâsănești, compartimentul financiar contabilitate, din cadrul aparatului de specialitate al primarului, prezenta va fi comunicată primarului, compartimentul financiar contabilitate, instituție prefectului județul Bacău și va fi publicată prin afișare în condițiile legii. Înscrie la cuvânt, domnul Grigori. Alte înscrie la cuvânt, domnul Preda. Alte înscrie la cuvânt, eu. Poate mai târziu mai să găsesc. Domnul Grigori, da, eu am așa o întrebare. Adică ne-ați anunțat, practic, de suma pe care o vom cheltui. E clar, trebuie să ne desfășurăm activitățile de iarnă, cum am făcut în fiecare an. Dar de ce nu ne-ați dat puțin mai multe detalii? Adică un tabelaș făcut cu fiecare cheltuială. Care e renumerația pentru fiecare grup de urători? Cât însumează serviciile de video, foto, sonorizare și toate cele? Adică dacă ne-ai dat o sumă 25.000 de lei și noi trebuie să mergem prin credere că atâta face pachetul? Să vă explicăm care e situația. Nu știu la momentul actual cât e centrii cu înlători vin. Că vin și grupuri de 3 copii. Trebuie să le dai și la aia. Vin în plug. Am înțeles că Brătești doar în plug. Bârsănești doar în plug. Caprii sunt la Bârsănești și la Glodosul. Albile au și ei o capră. Mai au un grup de colindători care vin și ei aici. Nu pot să știu. Să faci un tabel. Dar nu există un termen. Păi nu, dar asta nu vă curte să spuneți. Capra atât, plugul atât, ursul atât. Dar nu știu cât sunt celanți. Că ce se întâmplă? Să vă mai spun. Vine și de la Helegiu. N-am de unii să știu acum totul. Să faci un tabel. Da, suma pe care o alocați pentru fiecare, vă să știți, că nu dați multe de frumuseții. Nu. La fel la toată lumea, nu? Da, dar depinde adică și numărul. La fel, ascultați un pic. Și depinde și de numărul de... Componența care o ai. Aici e problema. Ați înțeles? Nu pot. Vine un tabel cu tabelul, fiecare prezintă un tabel cu capul cetei care va fi în... În ceata respectivă. Păi eu mă întrebi, de ce n-am mutat la următoarea ședință și veneați exact cu toate cele? Dar n-ai de unde, nu pot să știu dacă, de exemplu, mă trezesc că am avut cazuri când vine căișorii de la Brătila. Și am avut, o venit aici, nu mai aveam nici bani, nici nimic. Am trebuit să spun, nu putea să spun, duceți-vă de aici că nu mai am bani. Alucăm fix cei care anunță că se prezintă și mai lăsăm un buget de avarii pentru cei care vor mai veni. Lăsăm doar să știm ce cheltuim, că așa toată lumea o să fie sceptică, zic, auzi, aruncă primarul cu 25.000 de lei, pe ce? De aia, dacă justificați, atât pentru altul, pentru altul, n-are nimeni ce să vă zică, n-are nimeni. Păi da, v-am înțeles, dar nu pot să știu exact domnul consilier acum, la momentul ăsta, n-am timpul să știu. Spuneți-mi și asta, din experiențele care le-am avut și în anii din urmă, am avut cazuri în care, în anii din urmă, au venit, noi nu mai aveam bani, a fost o sumă mai mică. Și nu trebuie să îi primesc până la urmă, să le dau din buzunarul meu, bă, iar, parcă vine să mă ori pe mine.
Da? Ok, dar servicii de sonorizare și tot ce ține filmare, astea le știți concret? Păi nu știm, acum o să vedem în momentul când se face achiziția. Vă spun, dar acum de unde o să știu? Nu, păi da, să vedem și dacă vor fi mai multe oferte. Adică, pe principiu, cum am fost atât de fezabilitate, ați avut comisii de identificare a mai multe oferte și, practic, n-am avut nicio ofertă. Am avut o singură firmă care a venit la proiect și atunci ce ofertare, ce se compare acolo. Adică ești constrâns să accepți prețul ăla, primarii pe mic, tu trebuie să iei. Da? Nu, nu am nimic împotrivă, dar nu... Ce să vă spun, îi dau la urs atâta, îi dau la capra atâta, să vedem câți grupuri sunt, stabilim exact suma și... Pe, în ideea asta, poate nici nu vă ajungă aia 25.000 de lei, de asta vă zic. Păi ne împărțim așa că se poate, nu? Așa se vedem. Închidem poarta. Poftim? Închidem poarta. Oprim filmare, nu? După ce nu mai sunt bani, oprim filmare. Da. Domnul Prieda. Da. Ce vreau să vă spun, vreau să nu mă înțelegeți greșit. Deci, din mic copil mi-a plăcut. Și într-adevăr așa este. Am fost și pe la Dofteana și prin Comănești. Este necesar așa ceva. Dar cred că în obiceiurile astea de iarnă, intră și ghirlandele astea și tot felul de... Și suntem foarte, foarte supărați. Și eu personal mă simt foarte prost. Să nu-i explic altă... Deci, în toate satele s-a pus, la noi nu s-a pus un beculeț. Să vă spun, să-l luate, alate... Domn primar, ieri au venit. Totdeauna știu că așa este. Dar când s-a ajuns la satul Anglii, sunt scuze. Dar putea două dintre ele, una o lua de aici, una de la Vârsănești de acolo și punea când s-a pus, să pună și în satul Anglii. Deci, toți oamenii nu sunt mulțumesc. Deci, clarificați, în banii ăștia, intră și amiziția, ca să... Da. Tot din obiceiul de iarnă, aparțin și astea, așa cum sunt domnul primar, dar totdeauna se ia, dar suntem la urmă. Dar nu am venit ieri, nu puteam... Eu am trecut când era drumul bun pe SIDEA și a rămas un mic la Glodos, acolo, dar noi suntem la Zega. Și la noi două beculeți, noi intram și spre biserică. Și avem și noi o biserică, avem și noi cetățeni, suntem oameni comuni vârsănești. Nu este corect. Vă spun cu mâna pe suflet. Și o să ne bată Dumnezeu dacă mai facem diferențele astea așa. În ziua când s-au pus aici, trebuia să ne duci la satul altul. Dar nu s-a pus. Două! Dar n-am pus nici la Caraclion. Nu s-a pus nicăieri. Nu s-a pus nicăieri. N-am pus, că n-am avut de unii. Am comandat, le-am luat de pisiac, am luat... Fac, am luat când trebuie stat timp și când treci mai altul. S-au pus, în Bârsănești s-au pus. În Bârsănești, da. Astea sunt de anul trecut rămas. Am fost mântate, doar instalațiile care au fost existente în magazia primăriei. Pentru celelalte state componente, Bârsănești, Caraclău și Brătești, am făcut o achiziție nouă, înseamnă măcar câte două ghirlande pentru fiecare sat, care au ajuns abia ieri, pentru că producătorul nu avea în stoc, a trebuit să așteptăm să le producă, pentru că am luat de la un producător și nu de la comercial, că ți-am luat, cu un preț rezonabil, cu un preț de ofertă foarte bun, și atunci a trebuit să așteptăm după el o săptămână și ceva, pentru că noi am fost să le dăm după 1 decembrie, dar cel de la care am cumpărat a zis că nu le are încă în stoc. Au trebuit să așteptăm, abia ieri au sosit, săptămâna care urmează va veni operatorul economic cu care avem contract pentru un alt public și le va monta. Unde? În toate satele, atât la Caraclău, vor fi două, la Brătești vor fi două, iar și la Ardei vor fi două. Deci nu sunt în toate satele, doar la Brătești s-au montat cele care au fost achiziționate din anii trecuți. Da. Eu... Cât am fost viceprimar, am cheltuit pentru festivități legate de obiceiul de iarnă, în fiecare an câte 0 lei. Eu nu am întârziat cheltuirea acestor sume, deci dacă ar fi undeva la 10% de cât s-a propus. Și ce dai la oameni? Colaci. Și le-am dat și eu. Da? A fost să facă să organizați. Deci, fiecare an am cheltuit 0 lei. Dacă ai fi fost acum 2 ani aici, am fi văzut că toți au fost nemulțumiți pentru banii care i-au primit. Deși... Dar ia să mai vină și fără bani, acum chiar... Și așa au început să pierd din tradiții. Dacă nici noi nu le mai urmăm și nu le mai așa un pic... Au nevoie să-și acumire niște cheltuiere. Și mai am o întrebare. Mai mergem, reprezentăm în alte localități datele de la noi? Am sunat la Bacău, așteptăm să vedem dacă se organizează la Bacău, la Moinești. Nu pot să știu. Da. Dacă se organizează, noi ne... La Comănești, am mai cum se poate, dar la Comănești nu putem să ne ducem bursul în patria urșilor. Da, degeaba, dacă ne ducem altceva acolo, dacă se poate. Știți cum e, orice, oriunde ne facem noi reclamă la comună.
Eu am, i-am dus în fiecare an, noi am lăsat. Nu, de asta zic, adică ar trebui să menținem un ritm. Am mobilizat cu mașină, dut boie, dut aia. Dacă se poate, și apoi e greu, deci din boie nu mai sunt nici boie în sat, în comunele astea. Facem un proiect de hotărâri și împărăm și din boie. Da. Vă rog și eu. Să o punem la bot proiectul din hotărâri. Pentru că domnul primar a explicat care sunt destinați, care este destinația pe care o va avea suma de bani pe care mi-am propus-o Consiliul Local. Și pentru ca toată lumea să vadă transparența de care îmi dovadă, rezultă fiecare sumă care va fi acordată, va fi prezentă într-un tabel pe care domnul de la exclusiv îl va face, iar semnătura și datele de identificare ale celui care a primit suma vor concretiza și vor arăta în mod clar că bănuții s-au dus într-o anumită direcție. Aia va fi efectiv transparența pe care noi o vom asigura, pentru că o prognoză anterioară, așa cum a spus domnul primar, nu prea era posibilă. Am fi putut să zicem că dăm 5 milioane unuia, 5 milioane altuia, iar în condițiile în care nu am fi reușit să facem lucrul ăsta, am fi fost luați la întrebări de ce nu am dat banii promiși prin propunerea pe care am făcut-o și s-ar fi creat o altă dispută pe care unii și alții ar fi exploatat-o în diverse moduri. Așa, noi vom plăti banii aia în baza unui proces verbal de predare fiecărui reprezentant a fiecărui grup, condiție care va asigura transparența și prin identificarea celui pe care a primit banii, cu date de identificare a lui. Semnătură, date de buletin și celelalte date care sunt prezentate în tabelul respectiv. Supun la vot punctul 2 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre pentru aprobarea alocării sumei de 25.000 de lei din bugetul local al anului 2021 pentru organizarea rechizițiilor legate de urgențe de an în urma vârstănirii de Bacău. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Deci cu 11 voturi pentru și 1 împotrivă a fost adoptat. Punctul 2 pe ordinea de zi. Trecem la punctul 3 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării anexei la regulamentul de alimentare cu apă și canalizare a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare. Inițiator domnul botezat Ugerul, primarul comunei. Dăm cuvântul domnului primar. Proiect de hotărâre. Primarul Comunei Bârsănești propune. Articolul 1. Se aprobă modificarea regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare conform anexei 1, care face parte integrantă în prezenta hotărâre. Articolul 2. Se aprobă modificarea contractului de furnizare prestarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare conform anexei 1, numărul 2, care face parte integrantă în prezenta hotărâre. Articolul 3. Se aprobă modificarea metodologiei privind stabilirea tarifelor pentru serviciul monitorizare calitativă și cantitativă a poluanților din apele evacuate de agenții economici în rețeaua de canalizare publică aflată în administrarea CRAB, conform anexei numărul 3, care face parte în prezenta hotărâre. Articolul 4. Celelalte articole ale contractului de legare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare numărul 556/2006 din 29.11.2010 rămân în vigoare. Articolul 5. Aplicarea modificărilor cuprinse în prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu prima zi în luna următoare semnării unui act adițional de către reprezentantul său legal. Articolul 6. Se mandatează domnul botezat Ugerul, având calitate reprezentant al Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Bârsănești, în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău-Adip, să voteze în ședința AGA-Adip acest proiect de hotărâre pe ordinea de zi. Acest punct pe ordinea de zi. Articolul 7. Prezenta hotărârii se comunică instituție prefectul județului Bacău, primarul Comunei Bârsănești, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, precum și persoane nominalizate la articolul 5 și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii. Înscrie la cuvânt pe marginea proiectului de hotărâri la punctul 3 de pe ordinea de zi. Nu sunt înscrie la cuvânt. Supun la vot proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării anexei la regulamentul serviciului de alimentare cu apă și canalizare la contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Nu știu de.
Proiectul de hotărâre s-a adoptat cu 12 voturi pentru. Trecem la punctul 4 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, inițiator domnul Botezatu Gelu, primarul comunei. Așa, eu o să vă dau citire la unele sume care eu o să le-am primit de la Ministerul Dezvoltării la PUC. E vorba de 48.790 de lei. Așa, e vorba de un ban de la 97.000 de la asistență personală persoane cu handicap. E vorba de bursele, 50.000 de bursele școlare. E vorba de 48.000 de la seara PUC, v-am spus. Și la partea de cheltuieli, diminuăm creditele cu 200, mutăm banii de la un capitol la altul, mai bine zis, că dacă noi am cheltuit la un capitol, îi punem la alt capitol ca și la capitolul 10.0101 diminuăm cu 130.000 de lei, la 10.0117 cu 6.000 de lei, la 10.0307 cu 5.000 de lei, la capitolul 20.0200 cu 5.000 de lei. Acum, la autorității executive suplimentare, creditele cu 34.000, astfel, la capitolul 200130 cu 1.000 de lei, la capitolul 200530 cu 21.000 de lei și la capitolul 710103 cu 13.000 de lei. La învățământ, suplimentăm cu 67.000 de lei, după că ați văzut acolo în referatul domnul viceprimar, vrem să luăm, să dotăm școala Bârsănești cu laptopuri, videoproiectoare și trepied, tablă interactivă și suplimentăm bugetul cu 67.000 de lei. 60.000 constă în aparatura care luăm și 7.000 de lei va costa manopera, cablu întins, videoproiectorul care va sta deasupra și urmând la anul să mai dotăm Brăteștiul și ce mai avem. Fiindcă până acum s-au făcut prin școli, s-au făcut grupuri sanitare, s-au făcut așa, dar nu s-au luat și aparatură electronică în sălile de clasă. Și dacă sunteți de acord să dotăm aceste sale de clasă cu videoproiector, laptop, profesorul va lua în primire pe bază de proces verbal acel laptop, va veni la școală, va face ora în clasă, pe tablă, cu tot, dacă o să fie cazul cu lecțiile astea online. Da. Scriere la cuvânt. E marginea proiectului de la punctul 4. Nu sunt înscrieri la cuvânt. Supun la vot. Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Deci, cu 12 voturi pentru, a fost adoptat proiectul de la numărul 4 de pe ordinea de zi. Trecem la proiectul numărul 5 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare pentru anul școlar 2022-2023. Inițiator domnul Botezatu Gelu, primarul comunei. Dăm cuvântul domnului primar. Primarul comunei Bârsănești propune. Articolul 1. Se aprobă organizarea rețelei școlare la nivelul unității administrative teritoriale Bârsănești sub Bacov pentru anul școlar 2022-2023 conform anexei la prezenta hotărâre. Articolul 2. Prevederile prezente hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către autoritatea executivă a OAT Bârsănești în strânsă colaborare cu conducerea școlii gimnaziale numărul 1 Bârsănești, județul Bacău. Articolul 3. Prezenta se va comunica primarul comunei Bârsănești, Consiliul de Administrație al școlii gimnaziale numărul 1 Bârsănești, județul Bacău, Inspectoratul Școlar al județului Bacău, precum și instituție prefectului județului Bacău, prin grijă secretarul general al comunei și va fi publicată prin afișare conform prevederilor legale. Da. Înscrieri la cuvânt pe marginea proiectului de la punctul 5 de pe ordinea de zi. Nu sunt înscrieri la cuvânt. Supun la vot proiectul de hotărâre privind organizarea rețelei școlare pentru anul școlar 2022-2023. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Nu știu. Deci, cu 12 voturi pentru s-a votat proiectul de hotărâre la punctul 5 de pe ordinea de zi. Trecem mai departe.
La punctul 6 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre pentru aprobarea achiziționării prin convenție cu titlul oneros de către Comuna Vârstănești de Subacău, suprafețe de 700 de metri pătrați pentru construirea stației de distribuție gaze naturale situată în intravilanul sau extravilanul statului Vârstănești de Subacău, inițiator domnul Botezatul Gelu, primarul comunei. Dăm cuvântul domnului primar. Primarul Comunei Vârstănești propune. Articolul 1. Se aprobă achiziționarea prin convenție cu titlul oneros de către Comuna Vârstănești Subacău a unei suprafețe de 700 de metri pătrați, teren arabil situat în parte în intravilan și parte în extravilanul Comunei Vârstănești pentru executarea unei stații de distribuție a gaze naturale la prețul de 17.200 de lei, fără TVA, echivalentul sumei de 3.500 de euro, valoare de piață stabilită prin raportul de evaluare a proprietății imobiliare, teren, intravilan, extravilan, după cum urmează. Teren în suprafață de 700 de metri pătrați, situația în intravilanul și extravilanul satului Vârstănești, număr de carte funciară 61.485, număr cadastral 61.485, de la proprietarul Orheanu Gioni, prețul de vânzare-cumpărare este de 17.200 de euro, fără TVA, echivalentul sumei de 3.500 de euro, conform raportului de evaluare proprietate imobiliară, teren extravilan. Articolul 2. Se aprobă raportul de evaluare a proprietății imobiliare teren intravilan și extravilan privind stabilirea valorii de piață a terenului evidențiat la articolul 1 după cum urmează. Prețul de vânzare al terenului în suprafață de 700 de metri pătrați este de 3.500 de euro, echivalentul sumei este de 17.200 curs euro la data de 7.6.2021, 4.927 de euro. Articolul 3. Se împuternicește domnul Botezatul Gelu, primarul Comunei Vârstănești Subacău, să facă toate demersurile pentru perfectarea actului, să semneze actele autentice de convenții de cedare cu titlu oneros în condițiile prevăzute în prezenta hotărâre. Plata contravaloarei terenului se va efectua în lei la cursul BNR în ziua încheierii în forma autentică a convenției de cedare cu titlu oneros din fondurile bugetului local al Comunei Vârstănești. Taxele notariale și cele privind înscrierea terenului în cartea funciară vor fi suportate de cumpărător din fondul bugetului local al Comunei Vârstănești. Terenul achiziționat în condițiile prezente hotărâri se înregistrează ca un bun aparținând domeniului public al Comunei Vârstănești Subacău la valoarea prevăzută de convenția de cedare cu titlu oneros, iar inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Vârstănești Subacău se va completa în mod corespunzător. Articolul 5. Prezenta hotărâre se va aduce la conștiință publică prin afișare conform prevederilor legale, atât la sediul instituției, cât și pe site-ul propriu. Articolul 6. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către primarul Comunei Vârstănești prin compartimentul tehnic, urbanism, amenajarea teritoriului, compartimentul buget, contabilitate. Articolul 7. Prezenta hotărâre va fi comunicată primarului Comunei Vârstănești persoane care are calitate de vânzător, evidențiată la articolul 1, notariatului public, care va asigura perfectarea convențiilor, precum și instituției prefectului județului Bacău. Mulțumesc! Înscrieri la cuvânt pe marginea proiectului de la punctul 6 de pe ordinea de zi. Cine se înscrie la cuvânt? Nu sunt înscrieri la cuvânt. Supunem la vot proiectul de hotărâre pentru aprobarea achiziționării prin convenție cu titlul oneros de către Comuna Vârstănești pentru Bacău, suprafețe de 700 de metri pătrați pentru construirea stației de distribuție gaze naturale, situată în extravilanul și extravilanul statului Vârstănești pentru Bacău. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Abține, dacă sunt, nu sunt, deci. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 12 voturi pentru. Trecem la punctul 8, așa că l-am discutat. Diverse. Deci, dacă sunteți de acord să procedăm ca și până acum, adică fiecare să ia cuvântul, dacă ați luat cuvântul. Rugămintea mea ar fi să nu
vorbim unul peste altul. Și dacă domnul primar, domnul vice, poate să ne dea câte o răspuns pe loc, să ne dea câte o răspuns pe loc. Da. Domnul Miron. Da, eu singura problemă care vreau să discutăm astăzi la punctul divers este, având în vedere că a început să ningă afară și anotimpul rece și a intrat în drepturi, dezăpezirea, curățarea căilor de acces spre instituții de învățământ, biserică, magazine și celelalte instituții. Să depuneți un efort mai intens pentru că, cum e la nivel de țară, pe toți ne prinde pregătiți în prima zi de iarnă, văd. Atât, mulțumesc. Da. Domnul Grigore. Domnul primar, fiind la final de an, eu am câteva întrebări asupra bugetului. Cât mai avem excedent pe anul în curs? În momentul de față. Îți prezentăm prima ședință acum, adică decembrie. Da, și aproximativ, când veți avea și datele pe exacte, mai bine. Se pot întâmpla mult timp. Normal. Nu poate să se. Nu pot să vă spun exact, dar banii sunt acolo. Banii sunt voi luați, nu? Și o situație cu sumele restante la taxe, impozite și rămășițele ce trebuie recuperate pe anul ăsta și anii anteriori? Avem o situație sau vom avea o situație? Nu, dacă a plecat doamna, întrebam pe dânsa, că știu că dânsa... Dacă nu puteam să o avem. Dar vreau să vă spun că de când a venit doamna Tudorescu, nivelul de recuperare este un record. Asta însemnând că au fost trimise câteva sute de somații de recuperare de plată și toate sumele care au fost rămase de ani de zile, au început să fie recuperate la bugetul local, ceea ce este un semnal foarte bun și, în final, o realizare foarte mare pentru noi ca și Consiliul Local privind recuperarea taxelor restante. Pentru că, așa cum știți, taxele restante nerecuperate sunt o piatră de moară, pentru că noi atunci când primim bugetul următor, se ține cont că avem de recuperat sume și alea constituie sume deja prezente în bugetul local. Deci recuperarea lor este o condiție obligatorie pentru noi, iar în condițiile de acum, când am început efectiv să facem recuperările printr-un lucru intens al doamnei de la finanțe, este un lucru bun pentru noi și recuperarea, raportarea exactă a cifrei o vom face atunci când vom prezenta la finalul anului recuperarea pe care am avut-o la nivelul anului acesta. Ok, în ideea asta am și întrebat. Să vă vedem bugetarea atunci la finalul de an. Noi vom vedea. Atunci o să prezentăm și raportul pe care noi l-am acțiunilor pe care noi le-am discutat în anul acesta și toate celelalte chestii pe care le-am propus, care au fost realizate, care nu au fost realizate, care au fost motivele. Doamna Gheorghean, doamna Gheorghean. Tot despre dezăpezire era vorba, dar... Asta pot să răspundeți. La spus domnul Miron. Vreau să vă spun că lucrurile stau în felul următor. Avem un singur contract de mentenanță și dezăpezire cu un operator economic pentru satul Caracleu, iar pentru satele Brătești și Albele, facem dezăpezirea cu ghilajele proprii. Trebuie să înțelegem că nu putem fi prezenți în același timp în toate locurile și putem în prima oară să fim prezenți și la Brătești și la Albele și la Caracleu, pentru că un singur ghilaj nu poate să facă față tuturor. Și s-a văzut că în prima zi când a nins, Caracleul l-a făcut cu operatorul economic care așa. Iar partea de Brătești și Albele am făcut-o cu otilajul nostru. În condițiile în care am ajuns să facem față, am ajuns în fiecare loc până la finalul zilei. Asta a fost posibilitatea. Permiteți-mi să intervin. Nu prea și-a făcut treaba, domnule. Deci, din punctul meu de vedere, dezăpezirea se poate face toată noaptea. Nu este obligatoriu să veniți la ora 7, la ora 5 sau la orice oră. Da? Să vină angajații primării, dați-le libera 2, 3, 5, a zi când vreți dumneavoastră, da. Să vină să facă dezăpezirea din timpul nopții. Este ceva în afara cadrului legal sau nu se poate realiza? Drumul ăsta județean. Nu vorbesc de drumul județean, nu vorbesc de drumul local. De ce 154, de ce 158? Eu nu contez cum se poate realiza. Păi da. Noi avem un singur utilaj cu care putem face lucrurile. La noi pleacă primul autobuz pleacă la orele 6, după aceea pleacă elevii. În prima zi de zăpadă, elevii au mers până la Târgu Ocna pe jos, domnul vice. 6 km prin zăpadă și viscol. Este corect?
Domnul Mirone, drumul de jos și aici aparține ca întreținere drumul județene care nu este atributul Consiliului Local Brăsănești. Este porțiunea de drum județean, dar porțiunea deci porțiunea aceea nu este a noastră. Și după cum știți, mașina de la dezăpezire a rămas atomonită de două ori în șanț, nu de vina noastră, nici a șoferului, și atunci vina este exclusiv la lor și nu a noastră. De tot vina lor, când a dat cu oameni de rapă. Ce să facem? Noi ce se întâmplă? Nu trebuie să lăsăm, ne-a dus, am scos mașina din șanț. Nu este scuză că nu se dezăpezesc drumul relativ ca să plece autobuzul și elevii la școală. Nu este scuză. Da. Nu ninge fiecare zi, nu ninge, nu știu, săptămâni întregi. Da. Am este o zi, două, dacă nici atunci nu sunteți în stare să dezăbeziți, îmi pare rău, atunci să facem altceva. La Caracol era ceasul 12 și nu era dezăbezit. Da. Asta nu este scuză că venim când putem. Nu, domnul viceprimar, oamenii plătesc taxe și impozite, veniți la timpul necesar, nu când se poate. Da, domnule, o să mai mult de atenționarea unui om în clasă, două clasă, ca să putem face față solicitărilor. Nu este, am înțeles, nu avem bani. Că nu poți să fii prezent în utilaj. Am înțeles, este lesne, este lesne de înțeles și este firesc, corect. Atunci, dar de ce nu vine la ore? Dar să se trezească acești șoferi mai devreme, să vină pe rând. Băi, dezăpezesc prima dată la, nu știu, altfel, după aia mă duc la Brătești sau invers. Mă duc la o anumită oră, ca la ora 6 dimineața sau la ora 5 când pleacă primul autobuz, drumul să fie dezăpezit și utilizabil. Așa ar trebui. Așa ar trebui. Nu ninge, asta am spus, nu ninge fiecare zi. Așa, va fi. Și săptămâni la rând. Dacă nici în primele zile nu suntem în stare, poți să... Da, mulțumesc pentru intervenție. Domnul președinte, vreau să-mi schimb un 2, dacă dați voi să intervin, vreau să plec la schimbul 2. Am insistat, dar văd că nu vreți să mă. Păi eu tocmai vreau să vă dau un răspuns la ce vă tot întrebați dumneavoastră. Și mergi din parcă voar să spuneți prostul ăsta care nu a făcut nimic. Păi da, mă, că se spune... Păi, proiect, uite, vă mai zis să arăt că prostul ăsta care nu a făcut nimic. Deci, că dați mă... Domnul președinte, să vorbesc și că dumneavoastră o să... Deci, voi veni în rândul meu, eu sunt președinte de ședință, îți dau voi la rând. Dacă vorbiți cu subiect, pentru că să înțelegi nici noi despre ce e vorba. Da, da, da. La rând, da. Ok. Am dreptul să... Președintele vorbește. La rând, la rând. Președintele vorbește în ultimul tău. Da, cum? Dar vreau frumos. În perioada când am fost viceprimar, domnul a spus că n-a făcut nimic, n-a făcut nimic. Bine. Luăm câteva care mi-am mai adus, sau de greși. Proiectul de înființare distribuției gaz natural în statele aparținătoare Comunei Brăsănești, comandat de domnul Rapa. Bine, și nu s-a plătit niciun ban, l-am achitat 500 de milioane în anul 2002, s-a achiziționat teren pentru stația de reglare și măsură pe Rădubienia, în jur de 1200 de metri pătrați, de la Popaia Cluvarție. A fost cuprins în proiect și clădirea de la cântat, de la CAP, care trebuia pentru atelier, birou și caserie. S-a ținut licitația, s-a semnat contractul de executări lucrări cu secția instalației S.A. Onești în aprilie 2004. Este adevărat, doamna? Da, s-a făcut, dar toate au rămas în desul primării. Construire sediul primării. Nu s-a concretizat nimic în urmă. Autorizația și proiectarea s-a făcut în anul 2002, s-a spus, autorizația s-a început din anul 2002, asta, și s-a terminat în anul 2007, valoarea ei a fost în jur de 8,5 miliarde de lei. Deci, bugetul local era cu 2 miliarde atunci. Deci, banii sunt de surse externe, la Consiliul Județean. Proiectul pentru modernizarea prin asfaltarea drumurilor în satele Argile, Brătești și Caraclău este făcut în anul 2006. S-a achitat pe data din 29.11.2006 1.333.000.000 pe toate documentațiile. Deci, proiectele din documentații de licitație de atunci sunt. La mine acasă nu sunt. Sunt în arhiva primăriei. Nu v-au acuzat nimic de așa ceva. Deci, construire școală cu bani de la Banca Mondială. Corpul B al școlii de centru de la Brăsănești, de la din mijloc, s-a construit cu bani de la Banca Mondială cu 4,6 miliarde de lei în anul 2006. Aia trebuie pasiune, da? Renovare la școlile albele și împrejmuirea terenului
cu gard, s-a făcut în 2007, deci proiectare și ce s-a făcut acolo. Gresia, s-a schimbat ușile, geamurile, și s-a renovat. Renovarea la școală, Școala Brătiești, tot în anul 2007, la fel. Proiectele, licitația, executarea lucrărilor. Proiectarea reabilitării Școala Bârsănești, Corpul C, din partea de Neasândă. Deci, s-a făcut proiectarea, s-a făcut licitația, s-a semnat contractul cu Mius Bârsănești, iar în aprilie 2008, printr-o hotărâre din guvern, toată documentația, inclusiv contractul de execuție, a fost predat la Centrul Bugetar Onești. Cu participat doamna secretarul. Deci așa au venit. S-au dat la Centrul Bugetar. Amenajarea terenului fondal în satul Caraclou, zona Rudubiene. S-a făcut în lunile aprilie și mai 2008. În afară de ăstea, vă mai pot spune ceva care s-a făcut numai în anul. Deci primele 25 de lăzi de iluminat din sat s-au adus în aprilie 2003. Deci s-au mătat chiar în zona din Sfântul Gheorghe, cu Sfântul Gheorghe pe teren și cu delegatul de la firmă, muncitorul la firmă. Amenajarea podului din zona Prelungi. Deci ăla a rămas așa. Și la podul s-au pus de țavă și nu s-o mai... Dar așa au rămas, s-o putut să meargă. Deci vorbesc tot după aia. Deci nu vorbim un lucru schiavă. După aia când îți vine rândul, zice vremea ta. Reparațiile la drumurile din satul Albin care s-au rupt în vara anul 2005. Dar sunt în precipitație. La Vastoaile, aia, știți că vă discură drumul din tot, să dădea pe o scară, rău și urca pe o scară, s-a făcut. La Preda Dumitrache sau la Costăciune, cum se zice acolo, a fost rus, așa. La Preda Grigore, acolo, lărgirea cu Grigola cu lărgire, că nu mai încăpea nici căruța. Dispensarul uman, satul Anii, care l-a adus fundația olandeză și pe care primarul Toma Mihai voia să-l duc la Brătești. Merge doamna doctor cu zoom este întrebatul, dar cum a fost problema. Deci, m-am bătut să rămân la Albi, să mă duc la Brătești. Întreba, dacă credeți că e la mine, întreba cu doamna Buzul, cum a fost. Deci, am făcut și două fântâni pe izolat de sur la stat, raportate cu furtuni între ele, furtuna dus la vale, urma să facem unul rup pentru adăparea vitilor pe izlas. S-au considerat că nu e prioritate, deci ălea sunt și acum, fântânile au arăt, și până la urmă s-au raportat și niște cetățeni. Poate fi, domnul Steava, geamă, deci s-au considerat că trebuie plătit omul la pășuni din banii care sunt casau de la pășuni, salariat. S-a plătit salariul ăla și nu s-a mai înaintat să-ți fac urmă lucru și o platformă acolo de, eu știu, de 15 metri pătrat de beton să poată să duc apa doar. Deci, așa că domnul Preda, domnul Lază, care merge din poartă în poartă, puteți să fiți și dumneavoastră și să faceți. Să vedeți. După cum vorbesc dumneavoastră, o să am grijă să vorbesc și eu. Ok, deci domnul Prieta, dacă se grăbește. Dacă colegii vor să-mi dea Da, eu nu vreau să spun alte lucruri. Deci în ultima perioadă, atât cât știe și domnul primar și domnul vici, poate domnul consilier și doamnele consilieri, nu știe ce haos a ieșit în satul Albilei pentru o țeavă care până la urmă nu văd rostul și nu văd, s-a pus în 6 ani, 8 ani de zile două țevi, din care una vrea scoasă. Una la mână. A doua la mână, toată lumea huie și tot satul spune că suntem trei consilieri. Dacă unul o să tragă la hăsa și unul la ceală, vă spun că nu o să facă nimic în satul Albilei, cum nu s-a făcut până acum. Eu n-am zis că n-ați făcut proiecte, n-ați făcut, dar în satul Albilei nu se vede nimic. Deci spun oamenii, nu cum spun eu.
Păi m-am săturat, domnul președinte, eu am mers cu cizmii ani de zile, care știți foarte bine, copilașul meu lăsa cizmii la dumneavoastră pe prispă. Da, oare atunci nu s-a văzut balta aia? Păi, că prindeam pește acolo. Apa aia unde se ducea atunci? Eu vă întreb, unde se ducea apa? Dacă apa se ducea la deal pe casă, înseamnă că eu sunt cretin să nu înțeleg nimic. Eu nu am nimic de spus răutate și nu am umblat prin sat din ușă în ușă. Am intrat în sat cu oameni care trec pe toată valea aia și știe de ani, de zile ce au fost acolo. Și acum s-a făcut o teamă. Nu s-a făcut nimic rău. Ar trebui să ajungem la un context, la un ceva, nu atâta ură și atâta dușmănie și să fim de acord cu toți, nimeni nu-i contra dumneavoastră, să nu credeți în contra dumneavoastră. Să vină, să se ia analiză, sunt experți, mergem înainte. Și domnul primar, n-ar trebui să mai teme atâta că să vină domnule la fața locului, cine este, cine judecăm, nu judecăm și 10 ani dacă e nevoie. Nu chiar numai de judecată și de răle și de răle. Haideți să facem și ceva bun. Eu am totală încredere și convingere că actuala putere, eu cred că nu o să mi dezamăgească. Dacă o să mi dezamăgească, atunci e problema lor. Și ar mai fi o problemă, care a scos în mașină. Când o lăsat oamenii la Gheorghe Lazar, a văzut, nu? Spunea că n-are cauciucuri și el nu urcă la deal. Drumul era dezertezit. Cu ce s-a făcut, cu ce nu s-a făcut, drumul era. Se putea ridica măcar până la Nicolae Lazar. O lăsat oamenii acolo, a văzut, a sunat cineva, eu am sunat. Domnul primar era ocupat, a sunat la Chiper, știți ce mi-a spus? Și răspuns tu. Dar a să spui eu cauciucuri? Și de asta chiar vă rog domnul primar, domnul vici, o leagă să-l mai instruniți pe domnul Chiper. Deci nu se poate oamenii să meargă chiar de la intrare până în fundul satului. Să putea circula. Dumneavoastră a spus ceva atunci. Păi așa numai să stăm să nu zicem nimic și toți să dei cu țărnul în ochi, iar nu e așa. Haideți să fim uniți și să facem ceva pentru statul altfel. Vi se pare că e necivilizat, m-am adresat în instanții, ce vreați cu parul, dar cu poporul, nu civilizat, m-am adresat în instanții, dacă nu mă vine? Deci, asta la mine asta poate decide poate decide instanța. S-a făcut și amuzele din 26 și 27 noiembrie anul ăsta? Sau a fost băgat pe 13 noiembrie anul ăsta? Și noi trebuia să mergem până anul ăsta în 20 de ani? S-a făcut șanțul până... Dar de ce nu s-a făcut, de ce nu s-a făcut șanțul ăla timp de două mandate? Acum nu din răutate. De ce ați văzut balta aia de ani de zile? Adică ar trebui să ne certăm ca la ușa corpului. De ce nu s-a făcut? Vreau un răspuns. De ce nu s-a făcut în 20 de ani? Sau balta aia există de 7-80 ani. Deci nu s-a făcut. De 10 ani? 8 ani? Ui, balta destul de mult. Lucram la bine. Deci nu mă întrebați pe mine că din 2008 până în 2021 părerea mea strică pe cea. Eu vă mulțumesc. Asta am făcut și vă rog frumosul. Cu domnul Chiper, dacă ce să mai câte ori dispuțin, să-l urechează. Nu-i frumos, nu-i corect. Mașinile nu urcă. Dar nu este să-l urechează. Nu este să-l urechează. Poate că am două ai mașină. Nu este să-l urechează. Nu este să-l urechează. Nu este să-l urechează. Da, mă mulțumesc. Domnul Blănaru. Nu e ce depinde, mulțumesc. Dar avem în vedere pentru anul viitor, la Gabriu, acolo, la Marcel. S-a rupt de tot aproape. Șanțul ăla are cam un metru adâncime la pod. În momentul când cade de tot, va cădea și drumul. Îți va rupe și asfalt. S-a turnat atunci de echipa lui Cășuneanu, cum s-a turnat, fără fier, fără nimic. Normal că era de trece, atât trafic cu tiraje grele, normal că cedează. Ăla trebuie refăcut de la zero tot. Pentru că ăla va ceda și îți va rupe asfaltul, cum urmă. Dar nu poți torni beton acum. Poți să torni beton. Eu am zis pentru anul viitor să-l avem în vedere. Acum mai e pieronicul, niște pietre acolo. Poți să torni. Acum e blocat. S-a pus niște pietre, niște zi. Trebuie să faci proces verbal de recepție. Nu poți să arunci bani așa. Nu, asta pentru anul viitor când se va putea lucra. Domnul Lazar. Trebuie avut în vedere, acum după tupitul zăpeză, apa curge pe drum și începe să se spargă asfaltul și la noi.
să trimiteți muncitorii pe care i-am venit să angajați, cu târnăcoapii, cu calistirii, cu ce se poate, să dea drumul la apă, că apa este dușmanul numărul 1 al drumului. Mai pune niște balastru. Deci, iată, balastru, nu știu dacă e suficient. Era bine dacă aveam o rezervă. Acolo făcea... Făcea mult. Așa că măcar să dea drumul la... De asta e. Și trebuia, deci la taxă și impozitii, satul Albile, să fie avut o... impozitul mult mai mic față de celelalte zone. Păi, da. Asta e. Asta e. În funcție de zona și ras, fiecare sat are câteva diminuie financiară pe care, care se respectă. Cât? 5, nu? Da, 4. 5. 5. 5. Două grade sunt în toată comuna, 4 și 5. 4 îi Bărțănești și mai suntem în 5. Știți dumneavoastră sigur? Da. Eu zic că nu s-au lucrurile chiar așa. Da, fine, trebuie. Așa am găsit pe... Eu n-am văzut. Nu, este o chestie pe rază, sincer. Iar cu... să-l întrebi domnul președinte. Din drumul de la Albele. S-a știut în 2008 că a fost drum forestier în satul Albele? La noi este trecut în inventarul domeniului public al Comunii Bârsănești, dar s-a aflat și aici. Mie mi-a fost transmis și prin plic acasă. Dacă ocolul Silvic în 2005-2006 a făcut adresă la comună, ca să scoată drumul din amenajamentul Silvic, de la ocolul Silvic, să-l poată trece la comună. De ce nu s-a putut face atunci, ca să nu mai trăgăreze atâta timp? Da, atunci un număr de adresă... Păi s-a făcut, deci, s-a făcut. Asta la general s-a făcut, nu s-a făcut nicio adresă. S-a știut. Până 2008, din nimeni la comuna Bârsănești. Dacă s-a făcut după și cu nu știu. Azi mă se face întrebat, primarie, dar să face de vorbă cu eștabizul. Cu eștabizul? Da, simplu, da. Dacă facem documentația... E bun. Dar trebuia... Potrebuie măsuri de transfer proprietății. Da. Trebuia mai divert, să fim și noi în rând cu toate satele. Deci nu fie că au făcut acti proaste și a dat drumul de la Andrei, l-a dat la Sim. Au făcut pierdul acti falsă, acti proaste și... S-au știut, drumul l-a dat la Sim. Deci... S-au știut din 1965, că este drum forestier. Că la noi din 10 în 10 ani, amenajamentul Silvic merge pe aceeași problemă. În perioada 2000-2008 a fost în inventarul public al Comunei Bârsănești. Problema este că atunci când se făceau proiecte, nu se cerea cadastru pe cele drumuri, știți? Și nu s-o... Acum, când se face un proiect, se cere prima dată cadastru. Faci un SF-ul la un drum, la orice, îți trebuie cadastru. Nu și ne-am confruntat cu problema, că nu este trecută. Domnul Ana. Aș vrea să știu, în o ședință următoare, dacă elevii din școlile Comunii Bârsănești au primit bursele conform legii, cele de studiu, de merit și sociale. Până în momentul de față. Și dacă au fost alocați bani pentru plata celor restante până la sfârșitul anului școlar. Deci trebuie avut în vedere, pe cât posibil, plata celor. Foarte bine. Dacă au fost plătite și dacă vor fi plătite în continuare. Cum a fost verificat acum o reajutată până și oameni să facă atât vreau să știu. Da. Au luat cuvântul. Domnul primar, dacă mai aveți ceva de spus, domnul vicii, da? Nu, mulțumesc. Declar ședința închisă. Vă mulțumim.